Primarul Ion Lungu a lansat un apel pentru implicarea sucevenilor în campania de vaccinare pentru a obține un grad de imunizare în municipiu cât mai mare. În municipiul Suceava s-au vaccinat 36.588 de persoane, din care 14.352 cu rapel. Trebuie precizat că apelul primarului Lungu a vizat și agenții economici, dar și societatea civilă. O să fac aici o analiză a campaniei de la debutul ei în municipiul Suceava, din la 15.1 până la 24.2021. Total vaccinări, 36.588, din care 14.352 cu rapel. Vaccin Pfizer, 27.185, din care 20.443 rapel. Vaccin Moderna, 6.129, din care 1.481 rapel. Vaccin AstraZeneca, 3.274, din care 428 rapel. Asta în procente, raportat la populația municipiului Suceava de 124.819, cât cetățenii avem noi cu domiciliu stabil în municipiul Suceava, a reprezentat un procent de 11.49% la persoane vaccinate cu rapel și un procent de 17.81% persoanele total vaccinate cu doza 1 și doza 2. Dacă luăm în considerare faptul că persoanele în vârstă de la 0 la 16 ani nu se vaccinează și, conform statisticii, sunt undeva la 15% din populație, ca atare scad câteva mii de persoane din numărul total de persoane la care trebuie făcut raportarea. La fel, dacă ținem cont și să fim realiști, o serie de persoane au domiciliu în municipiul Suceava, dar ele nu locuiesc în Suceava și mă refer la cei care sunt din Republica Moldova, din Ucraina, care au cetățenii în municipiul Suceava, au cetățenii română, dar ei, de fapt, nu locuiesc aici. Eu cred că putem spune, fără niciun fel de problemă, că procentul de vaccinare în municipiul Suceava este undeva la 20% pentru cei care au făcut doza 1, doza 2, iar cei care au făcut rapel undeva la 15%. Din păcate, e o veste care nu prea e bună, ca să spun așa, și în municipiul Suceava avem locuri vacante la vaccinare. Deci avem 2.485 de locuri libere, vacante, în săptămâna 23-28-4-2021, din care 1.237 AstraZeneca. Hai să înțelegem că, mă rog, mai este justificare, având în vedere reticența pe care unii au să vaccineze cu AstraZeneca. La fel, surpriză pentru mine, 933 de locuri vacante la vaccin cu Pfizer și 315 la Moderna. Aici discutăm la centrele de vaccinare ale primăriei, cele trei de la Colegiul Național Ștefan cel Mare, de la Școala Generală numărul 11 din Burdujeni și de la Iulius Mol. Ca atare, fac un apel la angajatori, în primul rând, angajatorii publici și privați, să încurajeze, să convingă salariații să meargă să vaccineze, la personalitățile orașului, din toate domeniile de activitate, știu, din societatea civilă, din domeniul educației, al sănătății, al culturii, al sportului, nu în ultimul rând la mass media. Eu zic că este nevoie să facem cu toții un front comun, să vaccinăm cât mai multă populație în municipiul nostru, trebuie să convingem cât mai multă populație să vaccineze. Mă întorc înapoi și spun, având în vedere faptul că de mult a pătimit municipiul Suceava, vrem să orașul nostru să fie sănătos, vreau să vă spun că la primăria municipiului Suceava, procentul de vaccinare este de 45% din numărul de angajați, 357 persoane s-au vaccinat și sigur că convingem în continuare persoane să meargă să vaccineze.